sală atunci. Da? Locul unde am stat nu mi-a permis să văd foarte mult din scenă, dar am auzit și a fost, cum să zic, pot să spun ca un punct de pornire la anumite momente care au urmat copil fiind. Pot să zic un exemplu. După ce am auzit acel spectacol, am pregătit cu corul clasei, sigur, eram în clasa 5-a, am pregătit cu corul clasei la pensiero și am cântat pentru doamnele profesoare la ziua de 8 martie. Da? Asta a fost un moment copilor frumos, da? În care am dus mai departe la nivelul nostru de copii, de elevi de liceu, la liceu de muzică, impresia lăsată de acel spectacol. Și acum, cum zice și maestru, după atâta vreme, și pentru mine poate să pot să consider ca un arc în timp, da? Exact cum a zis dumnealui, ce se întâmplă după 30 de ani, după acea premieră, am și ocazia de data aceasta să conduc această nouă producție, la care sigur că aș dori să felicit toată echipa de producție și să urez succes solicitului.